Bun găsi prieteni la o provocare cel puțin originală pe care vă propune Clubul Sportiv al Armatei Steaua prin redacția Steaua TV. Aceea recuperării unui patrimoniu de valoare compus din imagini în care sunt implicați sportivii clubului militar de-a lungul glorioasei sale activități. Iar preambulul acestei serii de filme pe care vă propunem este o partidă de fotbal care a avut loc pe 29 septembrie 1976. Sunt imagini de colecție. Meciul pe care urmează să-l vedem în rezumat s-a disputat în returul primului tur al Cupei Campionilor Europeni, ediția 1976-1977, pe stadionul Steaua din București, în fața a 15.000 de spectatori. Adversarea era campioana Belgiei, Club Bruj, o formație foarte titrată, cu o garnitură care a rămas reper pentru clubul flamand în întreaga sa istorie. Iată cum arată și cele două echipe, apoi vom prezenta și alte detalii pentru a ne da seama de contextul în care are loc această partidă care spun este una de colecție și reprezintă, voi demonstra apoi de ce, un moment zero pentru marea performanță pe care echipa stelistă a realizat-o apoi în 1986 când a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Iată un prim șut pe poartă, Vigu, tunarul fundaș stânga al formației militare a fost cel care a trimis spre buturile aparate de Birgir Jensen. Echipa belgiană. Eticheta cere ca întotdeauna să începem cu aspeții. Îl are în poartă pe Birgir Jensen. Numărul 2, capitanul echipei Alfons Bastins. Numărul 3, Eddie Krieger. Numărul 4, George Likens. Numărul 5, Jos Volders. Numărul 6, Julian Couls, Numărul 7, René van der Numărul 8, Daniel de Kuber. Numărul 9, Raul Lambert. Numărul 10, Paul Curan, care acum pătrunde și trimite din cădere, însă Vasile Iordache prinde. Și cu numărul 11, Bernard Ferheche. De partea cealaltă, trupa roșalbastră l-are în poartă, deja am menționat pe Vasile Iordache. Linia de fund este compusă din Teodor Angelini cu numărul 2, Florin Marin numărul 3, Iosif Vigu numărul 4, Ștefan Sameș numărul 6, la mijloc Ion Ion cu numărul 5, Tudorel Stoica numărul 8, viitorul capitan de la Sevilla, acum avea numărul 8 în distribuția respectivă, Anghel cu numărul 9, Ion Dumitru numărul 10, în față sunt Radu Troi cu numărul 7 și Constantin Zanfir numărul 11. Arbitrează această partidă turcul Orhan CB. Antrenorii celor două echipe sunt nume care probabil nu au nevoie de prezentări suplimentare pentru iubitorii fotbalului. La Bruj, tehnician este austriacul Ernst Happel, în timp ce la steaua este Emery un antrenor titrat, să-l vedem acum pe Troi în acțiune. Acesta pasează la marginea careului pentru Anghel Iordănescu, care însă nu poate depăși acolo barajul fundașilor belgieni. O lansare în adâncime, cel care prea este Raul Lambert, șut la semi înălțime, prins însă de Vasile Iordache. Menționez că nu este o filmare care să aibă cursivitatea tuturor celor 45 de minute, sunt câteodată uh, niște momente care au fost scoase, este un rezumat, fiecare repriză se constituie într-un grupaj, într-un montaj de aproximativ 22-23 de minute. O centrare... Fără adresă însă, Birger Jensen, portarul danez, reușește să prindă. O pasă înapoi a lui Sameș pentru Vasile Iordache. Era perioada în care baloanele trimise cu piciorul de către jucătorii cu echipieri puteau fi prinse cu mâna de către portari. Zanfir, pe extrema stângă, trimite o centrare respinsă de Jos Volders cu capul, apoi rezolvă acolo Eddie Krieger fundașul austriac venit de la formația Austria-Viena, Radu Troi. Încearcă o centrare, iese însă danezul Jensen și prinde fără probleme, apoi degajează. Raul Lambert trimite spre Bernard Terheche, o poziție de offside semnalizată de la margine. Steaua venea după un sezon intern glorios, uh o echipă condusă de emerichenei la primul sezon ca antrenor pe Banca Stelei și care câștigase în fanfar eventul într-o manieră de echipă mare. Steaua câștiga în 1976 în vara acelui an, după 8 ani titlul național la o diferență de puncte substanțială. 7 lungimi față de Dinamo, ocupanta locului al doilea și 13 puncte față de o altă echipă de pe podium, Ladislau Bölon era acolo, ASEA Târgu Mureș. Repet, să ne aducem aminte și de regulamente, în perioada respectivă se acordau două puncte la victorie, nu trei ca acum. N-am precizat rezultatul înregistrat în meciul tur, disputat pe 15 septembrie 1976, a fost 2 la 1 atunci pentru Bruj, 0 la 0 la pauză, golurile au purtat semnătura lui Davis, Iată aici un șut peste bara transversală. Anghel Iordănescu a fost expeditorul. Spuneam, Davis a marcat în minutul 55 în partida tur din penalti, apoi Radu Troi a reușit egalarea după ce a scăpat singur cu portarul Birger Jensen, iar golul victoriei a fost marcat de către Ferheche în minutul 81. Așadar, un avantaj la limită, ușor demontabil, dacă vreți, în cazul în care Steaua ar câștiga tot la limită cu 1-0 în acest meci. Iordănescu, o lansare pentru Costică Zanfir. Acesta centrează din mișcare Radu Troi la marginea careului prea Radu Troi șut în blocajul lui George Likens. Viitorul antrenor al selecționatei Belgiei s-a opus aici una dintre cele mai mari ocazii pe care le-a avut steaua în acest debut de partidă. Din nou Zanfir. Pe jos în careul mic. Radu Troi venise din cealaltă extremă. Jensen, bine protejat de către Likens, a reușit însă să plonjeze și să prindă balonul. A respins Sameș cu capul. Zanfir, prea rezistă la un atac al lui Daniel de Kuber. Intercepția belgienilor. Balonul în cercul median la René van der Eiken. Vestitul internațional belgian cu 50 de selecții pentru naționala diavolilor roșii sau a dracilor roșii. Teodor Angelini, și el unul dintre cei mai buni fundaj laterali din istoria Stelei. Angel Dănescu, impecabilă tehnica acestui jucător emblematic pentru clubul militar. Un avantaj bine lăsat de arbitrul turc din nefericire, însă acțiunea eșuează undeva la vreo 20 de metri de poarta belgiană. Am precizat ceva mai devreme că în tribune se aflau 15.000 de spectatori. Capacitatea n-a fost plină până la refuz, dar totuși să ținem cont de anumite aspecte, cum ar fi faptul că partida s-a disputat într o zi lucrătoare, miercurea era uh, ziua rezervată jocurilor din cupele europene atunci și la lumină naturală, deci în timpul programului de lucru. Așa că nu toată lumea a putut să fie prezentă, nu toată lumea care și-ar fi dorit, desigur, a putut să fie prezent aici. Ștefan Sameș a combinat cu Florin Marin o axă defensivă extrem de puternică. Mai era și Mario Agiu, cel care evoluase de altfel în partida tur, dar pentru retur a fost înlocuit de către Ion, Ion. Tudorel Stoica. Și o minge preluată acolo cu mâna. Într-adevăr, arbitrul a văzut acest lucru, Eddie Krieger, apărătorul austriac, a fost cel care a văzut și cartonașul galben. Două șuturi consecutive expediate către poartă, însă, în ambele situații, belgenii au făcut uh, zid în fața portarului Birger Jensen. Florin Marin. Ștefan Sameș. Balonul ajunge la Iosif Vigu. Liță Dumitru este capitanul echipei steliste pentru această partidă. Omul care jucase în campionatul mondial din Mexic 1970 contra Braziliei. Îmbrăca pe atunci tricoul rapidului, apoi a venit la steaua și a făcut senzație. După aceea s-a transferat la Universitatea Craiova la zenitul carierei. Tudorel Stoica era unul dintre mânjii tineri, abia adus și el în marea echipă stelistă. Acum Radu Troi care poate beneficia de o eroare, iese Jensen. Radu Troi se încurcă acolo cu Anghelie Dănescu și până la urmă Volders este cel care degajează cu mare noroc de la uh, marginea careului. O altă ocazie pe care și-au trecut-o în consteliștii, apelativul de viteziști avea să vină ceva mai târziu, dar, cum spuneam, aici este faza de geneză a marii echipe, chiar dacă puține nume dintre cele pe care acum le avem în 11-le de start vor rezista până la Sevilla 1986. Am văzut și tehnica lui Liță Dumitru ceva mai devreme, acum Paul Curan, de carol celor de la Bruj, ne-a atacat, abia acum păstrează bine balonul, se răsucește. Izolat, e o aruncare de la margine în favoarea echipei belgiene. Cei de la Bruj veniseră clar cu gândul de a conserva acel avantaj din tur, un 2 la 1 firav, în condițiile în care terenul propriu avea clar o mult mai subliniată semnificație în ceea ce privește aceste duble continentale. Iordănescu a fost în apropierea sa și Sameș. Ce nume mari! Costică Zamfir, jucătorul venit de la Videle, la Steaua. Atacul curge pe banda opusă, unde preia Radu Troi. Actualul antrenor al echipei juvenile sub 13 ani de la centrul de copii și juniori al clubului sportiv al armatei Steaua. O poziție de offside semnalizată, lovitura liberă indirectă s-a executat, balonul a ajuns la Curan în cealaltă parte. O minge care se duce undeva dincolo de gardul împrejmuitor. Intervine acolo Vigu. Tudorel Stoica. N-avea de unde să știe capitanul nejucător, dacă permiteți metafora de la Sevilla, că peste ani fiul său, Alin Stoica, avea să îmbrace tricoul lui Bruș și chiar avea să câștige cu această echipă, ca și cu Anderlecht de altfel, titluri în Belgia. Alin Stoica, de altfel, dacă permiteți acest arc de timp peste generații, este singurul jucător român care în Belgia a făcut o carieră fulminantă la cele două mari rivale, Bruj și Anderlecht. În plus, a mai îmbrăcat tricoul unei alte echipe de tradiție acolo, Gent sau pentru francofoni la foarte bine creionată, apărarea celor de la Bruj. În plus, observăm un pragmatism anglosaxon în jocul oaspeților. Aceștia nu se sfiesc, chit că sunt mari jucători, majoritatea dintre ei să faulteze pur și simplu atunci când există pericolul de a fi depășiți. O lovitură liberă, bine executată, un trasor care trece însă pe lângă bara lui Vasile Iordache. Acțiune impetuoasă. Un balon călcat acolo de Iordănescu pentru sosirea lui Vigu. Șut din vole. Radu Troi în plasa laterală. Ocazie mare pentru Steaua. Rămâne însă 0 la 0 în pofida acestei dominări teritoriale evidente pe care roși-albaștri o au și impun ritmul jocului grației ei în partida cu FC Bruj. Echipă care venea după, atenție, o finală de Cupa UEFA pierdută contra lui Liverpool. Cam acesta era statutul celor de la Bruges în momentul în care au venit în Ghencia pentru a, a juca împotriva stelei. Și iată gol! Gol superb marcat de Vigu. Specialitatea casei la fundașul central stânga al stelei. Un șu de la peste 30 de metri. Balonul se duce sub bara transversală cu toată opoziția portarului Jensen este 1 la 0, iar stadionul din e rupe pur și simplu pentru că la acest scor, ne aducem aminte de ce spuneam cu meciul tur, Steaua este calificată. 2 la 1 pentru Bruj pe Ian Braidel Stadion, 1 la 0 acum pentru Steaua. Rezultat agregat 2 la 2, însă deoarece Steaua marcase golul lui Troi în deplasare, era calificată în actualul context. Lucru care face ca matricea jocului să se schimbe vizibil pentru că Bruj trebuie să iasă mai mult din defensiva în care se cantonase până la golul lui Vigu, a apărut în statistici în minutul 25. Asta înseamnă spații mai mari pentru extreme de viteză. Cum este acum Zanfir, combină cu Iordănescu, Troi șutează din poziția sa preferată. A țintit vincul însă, mingea s-a dus pe lângă bară. Poate că un gol acum ar tranșa sau ar aduce o calificare mult mai aproape față de steaua. Se încearcă o țâșnire de la limita offside-ului, însă arbitrii turci semnalizează. O preluare care pare cu mâna, într-adevăr, este și offside apoi două abateri pe care le-au comis jucătorii de la Bruj. Liță Dumitru a primit de la Vasile Iordache. Radu Troi încearcă să se demarce, să primească de la Iordănescu. Intervine însă acolo și pune piciorul bine Lichens. Imaginea se mută la cealaltă poartă. O lovitură liberă de la marginea careului, foarte periculoasă. Belgienii sunt specialiști ai fazelor fixe. Iată și rezultatul 1 la 0. Van Reichen, șutează bine parada lui Vasile Iordache, ce robinsonadă! Încă un șut, însă exact în locul unde se afla poziționat golchipărul stelist, cel care avea să fie la Sevilla în 1986, antrenor cu portarii, deși nu era totalmente retras din activitate, rezerva sa de acum este Moraru, n-am uh, trecut uh, în revistă și jucătorii care se află pe banca stelei, cel puțin ei ne interesează, morarul pentru postul de portar, mai sunt Marcel Răducanu, Mario Agiu, Năstase și Vasilea Elenei. Vă dați seama cam ce echipă avea atunci Steaua dacă Marcel Răducanu nu prinsese 11-le de bază. El nu jucase nici în meciul tur atunci când steliștii, spuneam, au pierdut cu 2 la 1. Singura schimbare față de partida de la Bruj în distribuția de start a stelei a fost cea de la numărul 5, Mario Agiu fiind înlocuit de către Ion Ion. Radu Troi se încurcă acolo cu Liță Dumitru. Balonul ajunge până la urmă la centru în campista Stelis. Bună centrarea, reluare cu capul. Anghel Iordănescu aproape de golul 2. Posibil însă să fi fost și offside, deoarece Intervenția portarului de la Bruj a fost una relaxată, lejeră. Sameș, alunecarea sa, inconfundabil procedeul pe care îl folosea apărătorul central al Stelei în perioada la care facem referire. Pătrun de Van der combinație cu Julien Couls. Acesta păstrează balonul, pasă în centru un șut în blocaj. Van der este cel care a transformat penaltiul sau care va transforma penaltiul din 1980 când Belgia a jucat finala campionatului european cu Germania Federală. Belgenii au pierdut atunci cu 2 la 1. Acel penalti a fost acordat de un arbitru român, Nicolae Rainea. Un mare nume în lumea cavalerilor fluierului, desigur trei campionate mondiale consecutiv la care a participat ca arbitru, plus acea finală de campionat european din 1980. Intercepția lui Eddie Krieger. Daniel de Kuber. Pasă pentru Bernard Ferheche Interesant este că Ernst Happel a început cu o formulă mult mai defensivă, returul. Roger Davis, omul care înscrisese primul gol al acestei duble, este doar rezervă, la fel și Ulrich Lefevre, un jucător danez, despre care vom mai vorbi în această transmisiune retro, a fost ținut pe banca de rezerve, cu toate că în mod normal el era titular în avanposturile lui Bruj. Oricum, chiar și în condițiile în care, în general, în perioada anilor 70-80 din secolul trecut, se utiliza un lot restrâns, 16, maximum 18 jucători, la Bruj exista noțiunea de rotație pe post și concurență pe post. Lansarea lui Teodor Angelini de către Liță Dumitru. Teodor Angelini, prin sprinturile sale ofensive, anunța poate ceea ce urma să facă mai târziu Dan Petrescu la Steaua și la echipa națională a României. Excelent, se opune acolo Florin Marin. Anghel Iordănescu o pasă cu exteriorul. Extrem de tehnic, Neapuiu, cel care avea să-și încheie cariera la Sevilla în 1986 ca antrenor secund și jucător. A făcut atunci rocada cu Tudorel Stoica, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, purtătorul banderolei de capitan. Balon respins de Florin Marin. Radu Troi a pierdut balonul, a făcut un dribling prea lung. Folders. Pasă paralelă cu linia careului mare și un șut care este respins cu ușurință. Poziție de offside aici iese Vasile Iordache, mai mult la intimidare, aș zice eu. Ne apropiem de finalul acestui prim mitan din Ghencia. Steaua continuă să conducă 1-0, rezultat suficient pentru calificarea în optimile de finală. Un rezultat însă care trebuie păstrat. Excelentă pasa lui Radu Troi în adâncime. Intervine însă Alfons Bastins, regretatul capitan de echipă de la Bruj. Fundașul dreapta era cel care purta banderola, din păcate a decedat în 2008 după 400 de meciuri jucate în tricoul echipei sale. Practic, la nivel profesionist, Bastins n-a jucat decât la Bruj. Cele două echipe par istovite înainte de pauză. combinații undeva într-o zonă neutră, la mijlocul terenului. Intervine Bastins și deposedează. Pasează mai departe pentru Van der Eiken. Acesta îl lansează pe Raul Lambert, golgheterul lui Bruj în momentul respectiv. În crucișare bună cu Bernard Ferheche. Sosirile acestuia din extrema stângă erau extrem de periculoase pentru că iată-l apărând practic pe partea opusă, pe flancul celălalt. Liță Dumitru, ristul său exterior și o pasă superbă. Radu Troi, Radu Troi în fața golului 2, Radu Troi ratează. Birger Jensen plonjează, Radu Troi șutează încă o dată, tot în Jensen. Balonul preluat apoi și este într-adevăr o poziție de offside, cred, la Anghel Iordănescu. Din păcate nu putem vedea o reluare, dar în condițiile în care Jensen ieșise din poartă, Penultimul apărător devenea portarul, chiar dacă un jucător se repliase pe linia porții, acela să zicem că ar fi înlocuit portarul. Deci, decizia arbitrilor e una corectă, chiar dacă la prima vedere lucrurile pot părea altfel. Remarcăm însă o pasă de 50 de metri a din lui Liță Dumitru. Și belgenii au jucători de tehnică. Intervine însă sigur pe el Vigu și respinge. Vigu, autorul golului, din minutul 25. A doua meciului dintre Steaua și Bruj, disputat în Ghencea, în returul primului tur al Cupei Campionilor Europene, ediția 1976-1977. La pauza dintre reprize, Steaua, care a avut lovitura de reluare, conduce cu 1-0 după superbul gol marcat de Iosif Vigu în minutul 25 cu un șut din uh, lateral stânga, ușor lateral stânga de la vreo 30 de metri distanță de poarta lui Jensen pe care îl vedem acum în imagine. Acel gol al lui Vigu uh, se aseamănă destul de mult cu cel marcat de Ilie Bărbulescu împotriva lui Honved Budapesta era minutul 46 al acelei partide cu Honved pe care Steaua avea să o câștige cu 4 la 1 în campania în care se va încununa cu marele trofeu al Cupei Campionilor Europeni ediția 1985-86 fac diverse trimiteri pentru că așa cum am precizat, mi se pare că acesta este punctul zero al unei plăci turnante de mare valoare care va crea acea echipă regina Europei, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei, plus finala Cupei Intercontinentale cu argentinienii de la River Plate. Schimbare de modul tactic a belgenilor la pauză. A ieșit fundașul Eddie Krieger. În locul său a fost introdus un atacant, Ulrich Lefevre, și el danez, născut chiar la Vaile, iar pentru orice listă adevărat, Vaile este echivalent cu Bloc startul stelei în campania 1985-86 a fost atunci 1 la 1 în Danemarca. Gol marcat de Radu 2. Asta pentru că toți suntem la o transmisiune retro și sper că îmi permiteți, dragi telespectatori, anumite derapaje de la un sistem clasic de abordare a unei cronici sonore la un meci de fotbal. Detenta lui Sameș, ce frumos a ridicat de la sol și l-a bătut chiar pe Ulrich Lefevre în duelul aerian. Bruj a fost obligată să renunțe la un fundaș, un sistem foarte defensiv cu care Erz Huppel a început meciul cu 5 apărători. Nu mai era nevoie însă de aglomerare în condițiile în care Steaua conducea cu 1-0 și era calificată la acest scor pentru faza următoare, pentru optimile de finală. Imagine panoramică în care se vede cam cum arăta atunci stadionul din Ghencea, o arenă bijuterie, inaugurată în 1974 cu utilități foarte moderne, cel puțin pentru Europa estică și pentru epoca uh, în care ne aflăm sau din care ne vin imaginile pe care acum le savurăm. Van der Reichen a trimis înapoi pentru de Kuber lansarea lui Bernard Ferheke pe aripa stângă. Mult mai insistenți la poarta lui Vasile Iordache sunt uh, jucătorii belgieni. Un club de mare tradiție, Bruj, înființat în 1891, o echipă care, spuneam, venea după o finală de Cupa UEFA. O centrare acum și ocazie din nou, Radu Troie, șapte metri îl despărțeau de poartă, căzuse acolo George Lickens, însă Radu Troie a încercat uh, o reluare de excepție cu călcâiul, nici nu știu dacă avea însă o altă posibilitate. Situația era incomodă, dar ce gol ar fi ieșit? Radu Troi poate fi campionul ratărilor în prima repriză, cel puțin patru situații și acum ocazie mare, bara transversală îl salvează pe Vasile Iordache. Un șut ca din tun, expediat de către Raul Lambert, unul dintre golghetării echipei din Bruj, șutul îl bătuse pe portarul nostru, însă Zeita Fortuna, personificată în bara transversală, ne-a salvat, rămâne deci 1-0. Raul Lambert a șutat din vole. El este unul dintre jucătorii cei mai experimentați pe care îi prezintă Bruj la acest meci. Component al Naționalei Belgiei la Campionatul Mondial 1970 și la Campionatul European din 1972. Liță Dumitru are oportunitatea unei lovituri libere, șut cu efect, pe lângă bară, din nefericire. Un șut care a ocolit zidul și care a fost cât pe ce să prindă cadrul porții. chiar dacă viteza de joc poate nu este comparabilă cu ceea ce vedem în zilele noastre, remarcăm un grad de tehnicitate deosebit. Ce frumoasă a fost această pasă printre a lui Costică Zanfir. A centrat Teodor Angelini de pe linia de fund, însă a prins acolo portarul Jensen. Van der Lambert. Încearcă lansarea pentru Ulrich Lefevre. S-a apărat bine Florin Marin, un fundaș masiv, foarte bine poziționat în teren. Reușim recuperarea, pierde însă Liță Dumitru. Raul Lambert a încercat combinația, însă Teodor Angelini a fost la post. El a dejugat acea intenție ofensivă a celor de la Bruj. Echipa belgiană caută cu insistență golul, se observă poate și un pas înapoi al roșalbaștrilor. De altfel, era poate un complex psihologic al echipelor din Europa Centrală și Estică, din spatele cortinei de fier, ca să vorbim într-un limbaj oarecum ideologic, comparativ cu formațiile occidentale, care adeseori erau considerate, nu întotdeauna pe drept cuvânt sau pe o bază reală, superioare. Era și acea dispută între Est și Vest, comunism versus altă modalitate de organizare. În fine, noi suntem aici pentru fotbal și pentru a urmări această cursă extraordinară a lui Constantin Zanfir, oprită doar prin faul de către Bastins. O lovitură liberă, executată cu multă imaginație. Liță Dumitru a lobat balonul peste zid. Iordănescu și Troie erau eventualii destinatari, însă niciunul n-a ajuns la balon la faza respectivă. Liță Dumitru. Pasele sale de pe loc, cu o lungime de peste 50 de metri. Iordănescu prelungește, sprintează și ajunge la întâlnirea cu balonul Costică Zanfir. Bastin în fața sa. Zanfir, dribling către exterior, pe piciorul drept. Atenție, era o oarece raritate ca o extremă stângă să joace la fel de bine și cu piciorul drept în acea perioadă. Recuperează belgenii Julien Kulz, omul care va juca și el în finala din 1980, conjug la viitor pentru că, reamintesc, suntem deocamdată în 1976 la această propunere de excursie în timp pe care o realizăm sub auspiciile studioului Steaua TV. Primește Vigu, autorul unicului gol de până acum, Iordănescu, spațiu de manevră. Lansarea pentru Angelini, care a centrat în careul mic, Troi, iarăși în fața portarului, n-a reușit să înscrie. Oricum, nici situația n-a fost una foarte fericită pentru extrema dreapta stelei. A intrat în teren între timp și Roger Davis, a trecut de minutul 60 al partidei. Roger Davis este un jucător englez care, spuneam și în prima parte a comentariului, a marcat primul gol al Dublei în partida tur de pe Ian Ryder Stadion. Roger Davis e cumva implicat și acum în lumea fotbalului, el este comentator radio la partidele pe care celebra echipă Derby County din Anglia le susține chiar în ligile inferioare. Derby County, echipă de la care a pornit și legendarul portar Shilton. S-a produs o schimbare și în tabăra stelistă. În minutul 65 a intrat în teren Marcel Răducanu. El l-a înlocuit pe Ionion. Marcel Răducanu care apoi peste câțiva ani va pleca, după cum se știe, în Germania Occidentală, la Borussia Dortmund și își va încheia cariera la Zürich, în Elveția. Un dribling prea lung pe care l-a încercat acolo Ulrich Lefevre. Ușor, ușor, Bruj împinge jocul către poarta noastră. Bastins pasează în centru. Este acolo René van der un adevărat creier al echipei, deposedat însă de Iordănescu, care a venit din spate. D Tudorel Stoica, o intrare la limită, un tackling lateral al lui Bastins, însă corectă această acțiune. Prea Polcuran, înapoi, Paul Curan, un număr 10 destul de imaginativ uh, pentru coordonatele unui joc uh, axat mai mult pe forță cel prestat de către Bruj. Un shot acum din prima Bastin trimite însă mult pe lângă poartă. Iordănescu. Foarte bună pasă, însă era offside acolo. Degajează Birger Jensen, a făcut o către Roger Davis un fault pe care l-a comis Paul Curan. Vigu trimite înapoi pentru Vasile Iordache. Steaua era și câștigătoarea Cupei României. În 1976 se impusese echipa militară mai greu decât o... Ar fi putut crede opinia publică fotbalistică 1-0 cu divizionarea secundă CSU Galați în finală. Anghel Iordănescu autorul unui gol spre finalul meciului. Steaua câștiga eventul în 1976, după o pauză de 24 de ani. Titlul venea după 8 ani de așteptare a suporterilor steliști, eventul după 24 de ani. Cu aproximativ aceeași garnitură, în sezonul dinaintea celui în care ne aflăm, adică 1974-1975, Steaua terminat doar pe locul al cincilea. Modest față de uh, aspirațiile unei echipe de talia celei roșii albastre În 1973-74 tot locul 5, în 1972-73 locul 6, ca să nu mai vorbim de un cenușiu uh, loc 9 înregistrat în campionatul 1971-1972. Fără discuție, prezența pe banca tehnică a lui Emery Cheney, începând cu acest sezon 1975-1976, a dat o altă strălucire și a trasat, dacă îmi permiteți metafora, alte tușe în tabloul stelist, tabloul de valoare stelist, venirea lui Emery Chenei, cel care va rămâne pe bancă, sigur, cu acea intermitență halagian, până după 1986, atunci când Steaua practic va exploda în arena europeană prin câștigarea la Sevilla a celui mai important trofeu destinat echipelor de club. Imagini ceva mai întunecate, sperăm însă ca ele să rămână la fel de luminoase pentru voi, pentru cei care vă uitați acum la ele, Anghel Iordănescu și driblingul său inconfundabil. Sosește angelinii la învăluire pe flanc, centrarea îl viza pe Radu Troi. Culs, pentru driblingul frumos acolo al lui Raul Lambert. Acesta încearcă să-și schimbe poziția și s-a deplasat în lateral. Raul Lambert a jucat atacant central în prima repriză. Acum o lovitură de cap pe lângă bară. Vasile Iordache era țintuit pe linia porții. Și probabil că lipsește din montajul nostru golul pe care l-au marcat belgienii. Am văzut că echipa Stelei a reluat partida de la centrul terenului. Semn că, într-adevăr, s-a înscris golul cu care echipa din Bruj a reușit egalarea, minutul 71, prin Raul Lambert. Este egalitate la 1. Formația oaspete continuă atacurile. La acest scor, la general, Bruj conduce cu 3 la 2 și, evident, este calificată pentru turul următor al Cupei Campionilor Europeni. Pătrunderea lui Bastins, undeva în dreapta este Roger Davis. Reușim să respingem, însă, e clar, momentumul s-a mutat de partea celor de la Bruj. o scurtă trecere în uh, revista statisticii de la Steaua. Au fost avertizați, chiar dacă pe imaginile noastre uh, nu s-a văzut, Ion Ion în chiar primul minut și Ion Dumitru în minutul 69, trei cartonașe galbene pentru belgieni, Krieger în minutul 13, Bastins în minutul 32 și De Kuber în minutul 54. Foarte bun Raul Lambert, cel care pentru naționala Belgiei a înscris 18 goluri în 33 de meciuri. Foarte bună media, excelentă chiar. Iar uh, în tricoul lui Bruj a jucat 458 de partide înscrind 272 de goluri. 5 titluri și 3 cupe ale Belgiei câștigate. Avem și confirmarea tabelei, înțesată și a de spectatori la peluză. Este 1 la 1 Moment în care Steaua trebuie să-și reconsidere abordarea jocului, să atace din nou, iarăși și poate o meteahnă a formațiilor românești cel puțin. Ne-am considerat prea devreme învingători, uitând că în față avem o echipă de super cum este cea din Bruj. Vigu, Zamfir. Roger Davis a intrat în locul lui Bernard Ferheche. Mario Agiu a intrat și el în teren. O vitură liberă foarte periculoasă. 17 metri perpendicular. Liță Dumitru se pregătește. Este aproape un penalti. Mare șansă pentru Steaua să ducă meciul în prelungiri. Liță Dumitru își pregătește șutul cu piciorul drept. Dumitru trage însă în zid. Balonul n-a luat suficientă amplitudine pentru a depăși obstacolul defensiv. Acum, ca un trăpaș de cursă, a încercat Davis să plece pe contraatac, însă a trimis un balon de urmărire ca la Ruibi. Iată și schimbarea lui Agiu, intrarea de fapt a lui Agiu în teren. Suntem în minutul 70. El l-a înlocuit în echipa stelistă pe Ion Dumitru. Oarecum obosit mijlocașul atât de exact în pase Mario Agiu era și el un jucător cu un profil mai degrabă defensiv intrase mai devreme Marcel Răducanu, cum spuneam poate că Năstase ar fi fost o altă soluție în cazul în care Emerichenei ar fi considerat necesar. Atac foarte bun Paul Curan centrează Sameș, îl să mingea să treacă Balonul se duce în lateral unde este recuperat de către Vigu. Iordănescu pentru Tudorel Stoica. Marcel Răducanu. Mobili mijlocașii celor de la Bruj reușesc din nou să recupereze Davis. Lansare prea lungă iese acolo la marginea careului mare Vasile Iordache și reține balonul. George Likens, cel care în cariera de antrenor va fi un fel de globetrotter prin Africa, selecționer la naționalele din Algeria, din Tunisia, ba chiar și candidat la postul vacant al Ruandei pentru ultima Cupa Africii din 2017. George Likens, fotbalist care a făcut carieră la Bruges. Centrarea lui Angelini, cade în careul mic, balonul prins fără probleme, de către uh, omul cu 19 selecții naționale a Danemarcei, Jensen. Observați uh, și o altă metodologie: cei din uh, Occident, inclusiv Bruj, puteau să transfere jucători străini. Am uh, notat prezența unui austriac, a lui Krieger, a doi danezi, Jensen și Lefevre, nu mai vorbim de englezul Davis, uh, pe când uh, în România un astfel de concept era totalmente străin, nu exista noțiunea de transfer de peste hotare. A rare ori erau lăsați să plece uh, dincolo de granițe jucători ajunși la o anumită vârstă sau care uh, reușeau să scape din uh, lagărul comunist. Exemplul lui Marcel Răducanu de peste câțiva ani este elocvent în acest sens. Și Năstase, cel care nu va evolua în acest meci, dar care la fel s-a refugiat, dacă nu mă înșel, chiar a cerut azil politic sau de altă natură în Italia. O intrare considerată fault de către arbitrul turc, chiar în fața băncii steliste. Ați văzut reacția de nemulțumire a lui Emerichenei și a stafului său. Apar pe teren și acele celebre role de hârtie, care întrucâtva câtva și fără a forța aduceau... O notă de sudamericanism pe arena din Ghencea, departe însă de ninsoarea de papelitos din Argentina, de exemplu, însă, în anii în care Steaua va domina bătrânul continent, se știe că acele role de hârtie aruncate din tribună deveniseră cumva o imagine obișnuită pe stadionul din Ghencea. Agiu, o pasă în adâncime. Marcel Răducanu, la marginea careului, o pasă respinsă de către Lichens. De aici, cum spuneam, a pornit acea mare echipa stelei, a început să se simtă gustul performanței europene, chiar dacă, până la urmă, formația roș albastră cum vom vedea la final, va fi eliminată de către Bruj. Să nu uităm că Bruj era una dintre cele mai bune echipe din Europa. Bruj va merge mai departe, deci în turul următor va elimina celebra Real Madrid. Victorie pe teren propriu cu 2 0 după 0 0 pe Santiago Bernabeu, după care va fi eliminată în sferturile de finală de către Borussia Mönchengladbach. Cam aceasta a fost povestea partidei dintre Steaua și Bruj, disputată, cum spuneam, în septembrie, la sfârșitul lui septembrie 1976, un meci care poate fi considerat încă o dată, chit că sunt redundant, momentul zero al formării mari echipe care va câștiga Cupa Campionilor Europeni în 1986. Bruj, chiar dacă va ajunge doar până în sferturile de finală, în actualul sezon, totuși o primăvară europeană, va ajunge în 1978 să joace din nou contra lui Liverpool în finala Cupei Campionilor Europeni de data aceasta, încă o dată perdantă în fața celor de pe Anfield Road. Iată deci cu cine s-a duelat steaua și ce imagini am găsit noi în arhivă. Nu uitați că este un proiect derulat sub light motivul Ești ceea ce comunici un proiect care este posibil grație Steaua TV și insistenței, dacă vreți, în a păstra astfel de imagini a unui stelist adevărat pe care îl cheamă Horia Zanfir. Toate cele bune!